Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne vom juca FIFA Mobile. În acest episod este un episod mai frumos, mai diferit, un episod în care voi construi echipa de aproape 1,5 miliarde. Fără a profita de bug-ul de la UTOTS, vom colecta niște bonus de pe market. Rămâneți pe clip să vedeți cam câți am colectat. Vom deschide niște pack-uri și sperăm să ne mai pice încă ceva bun. Poate chiar prindem și un UTOTS pe clip, nu? Adică, în primul rând, hai să ne uităm puțin la evenimentele care au fost. Adică care sunt, nu care au fost, care sunt deja în joc. O să se miște puțin mai greu din cauza emulatorului. Aici n-am ce să-i fac. Am încercat, am tot schimbat emulatoarele, se mișcă foarte ciudat. Dacă aveți idee de un emulator bun, puteți să mi-l recomandați. Mai avem aici și puțin, mai avem puțin și facem să luăm încă un 112. Aș vrea să-l deschid pentru o șansă la Ronaldo, pentru că sunt toți untradeable și aș avea nevoie de un jucător untradeable momentan. Pentru că de aici nu o să fac pe nimeni. Poate să-l fac pe Klaus, dar nu știu exact ce să zic încă, pentru că după cum se vede nu prea am under pe Rabiot aparent. Mbappé. Și pe aici aș avea. Da, e mai complicat cu ăsta. Nu știu exact dacă o să îl și fac. La flashback așteptăm să se bage săptămâna a doua, pentru că mai e puțin și apare. Mai avem de așteptat, cred că până joi. Azi e deja marți, deci mai sunt vreo 2 zile și apare următorul, 4 zile de fapt, nu. Vineri cred că apare atunci. Vineri. Flashback pass-ul pe care aproape l-am terminat și voiam să-l cumpărăm, dar nu avem niciun pachet de deschis, deci nu o să-l cumpăr momentan, n-are sens să-l cumpăr. Avem respectivul pass de la toți, pe care nu aș recomanda să fie cumpărat, pentru că da, primești un Benzema de 114, într-adevăr. Un Benzema care arată monstru. Adică numai când te uiți așa puțin peste statistici, heading, are long shot, are penalty, are position, are shot power, are finishing, acceleration, are sprint speed, are și second striker. Deja este un card net superior, aș putea să-i zic. Nu prea am ce să deschid aici momentan. Faza e că acest pes costă cam 50 de lei. Deci, nu știu ce să zic dacă ar merita neapărat, mai ales că la final sunt doar bănuți. Deci, după level 30 până la 40, doar bănuți și nu știu ce să zic neapărat de acei bănuți. La Star Pass, în momentul actual sunt la 69, mai sunt 33 zile, nu o să termin pass-ul și nici nu o să-l cumpăr. Deși ar fi mulți jucători de deschis cu o șansă la 1-10, nu ar fi picat, l-aș fi cumpărat doar pentru ăsta. Dar nu știu dacă o să-l cumpăr neapărat. Vedem, poate mai facem un clip mâine și poate îl cumpărăm, nu știu. Dar până atunci, hai să trecem la echipa mea. Hai să construim echipa și hai să vedem ce iese. În primul rând zic să începem cu fundașii central. Doi fundași puternici pe care îi recomand. Hai să dăm cu position-ul. Îl avem pe Saliba, un jucător care îl văd super, super, super bun. Cel puțin în echipa mea și face super bine treaba. Arată foarte bine pe apărare, deci cu capul, are slide tackle, are standing tackle, are def awareness, are strength, ceea ce contează super super mult. Are pace, nu are foarte mult, dar are pace, are marking, mi-e place marking, sincer. Nu mai știu exact care e cel mai bun de asta pentru fundaj, dar marking-ul mi se pare ok. Lângă, combinație fatală cu Dezai, care adică doar când te uiți așa puțin peste el, are, e deja un monstru cu peste 205 standing tackle, slide tackle 178, marking peste 210, are balance, are reaction, are și un ball control acolo, mai și driblează, are strength, are jumping, are tot ce are nevoie un fundaș central. Ca skill boost are defending, cum bus pe standing tackle, marking awareness, long passing și sprint speed. Sprint speed care m-ar fi coafat mai mult
un acceleration decât un sprint speed, dar merge și, și asta. Oricum, cuplul ăsta de fundaj va trebui schimbat încet, încet. Pe dreapta l-am ales pe Lam pentru că a fost gratis. Și am zis că dacă tot e gratis, e și bun. Pace-ul, care nu mai zic, arată super, super bine. Are 85, 185 pace. Pe apărare arată super, super bine. Îmi place super, super mult. Are și pace ca skill boost. Ia ce pe mine mă atrage pace-ul, mai ales pe, pe Benz, pe stânga și dreapta, pe fundaj. Pe stânga l-am ales pe Cap de Vila pentru că a fost la fel gratis, n-am dat niciun ban pe el, mi s-a părut super, super, super bun, mai ales pe apărare, se ține foarte bine, m-am și jucat cu el și îmi place faptul cum vine și ajută apărarea super, super, super bine. Ca portar, cred că nu foarte mulți l-au, dar l-am luat pe Casillas pentru, nu rating, pentru a face niște bani de pe urma portarul pe care l-am avut și pe care l-am vândut de asemenea. Nu știu pe cine am avut în poartă, sincer. Dar banul l-am avut pe Cobalt și am făcut un exchange cu Cobalt ca să, să-l bag pe Casillas. KCM, pe centrul din dreapta, l-am ales pe Roykin. Nu Roykin, pe... cum îl chema? Ba da, Roykin, azi bine, scuze, am crezut că i-am încurcat. Care... pentru un mijlocaș central, un CM, arată super bine și se mișcă foarte bine joc, are și vision. Deci e tancă aici un mesaj de X-ulețul. Pentru că na. Pe stânga l-am avut pe... de fapt o să vă arăt imediat pe cine am avut, pe cine am schimbat, de ce am schimbat și... și toate alea. Un mesaj acum atât așa că vreau să pun... cum dau mut... așa, gata, răspundem noi după. Pe stânga l-am luat pe Rabiot pentru că a fost gratis. A, arată și super bine pe stats-uri. Și... are viteză, are finishing, are shot power, are short passing aproape 201, adică are long passing 208, adică pentru un fundaj, pentru un mijlocaj de 110, top, 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 top. Kaciame, momentan l-avem pe Bernardo Silva, pe care l-am de când a început ăsta și eu sunt mulțumit de Bernardo. La felul cum arată, are și short passing, pentru un Kaciame mi se pare un skill boost destul de ok. Nu știu dacă e chiar cel mai bun, dar mi se pare un de ăsta foarte bun, care dă și short pass, dribbling, acceleration, vision și finishing. Ceea ce chiar ajută foarte, foarte mult. Maxat, de exemplu, desigur, la 100, la 30. Pe dreapta îl avem pe Mo Salah, care a venit gratis din eroarea celor de la EA și mi l-au dat și mie pe Salah. Mi-ar fi plăcut Messi, dar nu este problema. Salah, care nici măcar nu știu dacă are nevoie de... de... o descriere, de o prezentare, adică numai când Teo Slash are 191 pace, 175 shooting, 151 pace, 184 dribbling, top, 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 și arată foarte, foarte bine și pentru un 114 e super bun. Pe partea din stânga îl avem pe Luis Diaz, pe care cred că o să îl schimbăm cu acel Vinicius. Pe dreapta, pe centru, îl avem la fel, Mbappé, care a venit gratis din greșeala celor de la EA. L-am primit atunci cu gift pe cu pe care cred că toți l-ați primit. Dacă nu l-ați primit, intrați pe FIFA și vedeți dacă mai este valabilă acea opțiune. M-ar tenta să-l vând pe ăsta, pentru că costă peste 100 de milioane. Uite, o să ne uităm fix în momentul ăsta. 102 milioane. Arată monstru. Nu știu dacă neapărat mi-aș dori să-l vând. L-am pe Vinicius, pe care aș putea să-l, cu care aș putea să-l înlocuiesc, care are aproximativ identic. Gen, pe stats-uri nu o să fie mare, mare diferență. Cred. Sunt doar 2 over în schimb. Asta e untradeable.
cam asta este echipa de 136 overall, aproape 1,5 miliarde, fără a profita de UTOTS, ceea ce mie mi se pare mai mult decât decent, să zicem așa. O echipă care își face treaba în meciuri, de la și la și pe auto și câștigă. Aici n-am colectat încă astea, mai trebuie să câștig eu două de astea, că n-am făcut mai nimica. Astea sunt luate, bam bam bam. De aici avem de așteptat încă, nu știu, 4 zile parcă scria, nu, că o să-și dea reset aici. Ăsta expiră, dar o să-și dea astea reset, deci e chiar ok. Hai să luăm și astea repede dacă toți suntem aici și să vedem dacă avem ce să deschidem de la PES. Să vedem dacă terminăm PES-ul. Dacă terminăm PES-ul, m-ar tenta să-l iau. O să mă mai joc zilele astea să vedem dacă reușesc să-l termin. Mai are 3 zile totuși până joi, azi e deja marți. Ba nu, azi e luni. Azi e marți. De aici, hai să colectăm și de aici să mergem la PES-ul de la UTOTS. De fapt de acolo am colectat deja tot, n-are sens să mergem. Bam, 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 bam. Mergem puțin la PES-ul nostru pe care s-ar putea să-l termin, pentru că avem un 104 plus, hai să ne ține de 104 plus ăsta. Hai, măcar un walk-up să vedem și noi frumusețe. Vedem din părți, un 104 solet. Și mai așa de double park. Și 600 de gemuri. Câte gemuri am consumat aici? Ăsta-l fac astăzi. Da, nu știu dacă o să-l termin, pentru că nu prea mai jucat o perioadă bună de timp. Mergem și pe store să colectăm de pe store, ceea ce seara nu cred că am făcut. De obicei seara intru și îmi dau deschid alea repede. De fapt cred că le-am deschis, așa e? Da, le-am deschis pe astea aici, nu avem ce să mai deschidem. Am putea să deschidem un dăsta așa de dragul clipului. Dar vedem, așa că nu prea mă tentat să deschid, pentru că nu are cine știe ce jucători buni. Un 108 în schimb nu o să deschid, pentru că mai are puțin sezonul să termină. Și automat o să putem să mai deschidem încă un 111, că la 112 chiar nu trag, având în vedere că măcar nu prea joc la Division, să mă chinui. Mai putem face 30 de milioane de aici, dar nu. Mergem să colectăm banii de pe market. Avem 18 chestii vândute pe market. De cumpărat nu putem să cumpărăm efectiv nimic. Mamă, toți sunt un miliard efectiv, toți 114. Mi se pare genial faptul că prețul e la halul ăla. Dar până să conectăm banii de pe market, hai să vedem, să vedem dacă avem să facem și noi un exchange ceva. Poate chiar băgăm niște bănuți să cumpărăm niște jucători, dacă avem ce jucători să cumpărăm, să facem un exchange. Aici l-avem pentru 19, deci nu ne ajută. Aici l-avem pe Tuco, dar ne trebuie încă 5. Pentru 111 l-avem doar pe Rabiot, pe care nu avem cum să-l vindem. Pentru 112 nu o să-i bag pe ăștia momentan, pentru că mai vreau să-i mai am. 113 nu mai zic, pentru că îmi trebuie 4, eu am 3, pentru că pe ceilalți 8 i-am vândut. Și 114 nu avem oricum, deci de la exchange-ul ăsta pică. UCL, încă nu înțeleg de ce s-au băgat astea aici. Nu costă mult să-i facem, dar nu prea merită. De aici deja am făcut ce era de făcut, nu mai avem ce face, pentru că am făcut alaltă seară parcă. Mergem și pe market, colectăm bănuții, vedem cu cât avem în total și cam aia a fost. Renato Sargent, care îmi place super, super mult și poate facem un upgrade mai încolo ca fundaș, pentru că nu avem un fundaș încă. Avem watchlist-ul pe care l-aveam pe Gulit. Mamă, 150 s-a făcut săracul. Leo Gulit-ul ăsta, al care e 2 miliarde. Sunt destul de mulți jucători care construitați. Ăsta, de exemplu, se vinde. 100 de milioane și putea să mai iau pe el. Parcă nu l-aș vinde neapărat. Belarabi, nu. Ăsta știu că e într-un squad, nu am cum să-l vând. La fel și ăsta. Hagi s-a făcut 10 milioane, Hagi. Foarte tare, Hagi, foarte tare. Uite, dar eu am foarte mulți jucători de ăștia pe care pot să îi vând. Și pur și simplu mai intru aici pe market. Am mai făcut, cred că așa am făcut vreo 100 ceva de milioane.
doar intram, mă uitam ce jucător am mai scump, ce se vinde, mă uitam la uite, Kunde, bam, dădeam să văd dacă se vinde și îl puneam la vânzare, 3-4 bucăți de astea, uite, l-am pe William Carvalho, pe care îl punem și pe ăsta la vânzare cu 909. Și hai să vedem momentul cel mare. Bam. Avem peste 2 miliarde de bani făcuți cu totul, cred. Avem așa un Rafael Leao pe care l-am luat de la PES. Era 40 de milioane, l-am ținut, l-am dat cu 108, acum văd că 130. Messi l-am cumpărat, am jucat cu el, am avut în echipă vreo săptămână. Am dat pe el 180, l-am dat cu 330 și automat profit. Schweinsteiger mi-a picat la un pack, l-am vândut. 81, văd că acum e 100. L-am vândut când am văzut că sunt foarte puține oferte pe market și n-am vrut să prind drop-down-ul ăla la bani din nou. Hakimi, pe care l-am avut și îl recomand. Pentru cine n-are un râb bun, Hakimi a fost unul dintre cei mai buni râb pe care i-am avut eu până la el. A fost super bun, de la tot încă l-am. L-am dat cu 62, acum era 70 ceva. Aici am un jucător așa la fel. Kulit, pe care l-am cumpărat cam cu vreo 45 de milioane și l-am dat cu 130, automat profit. La fel, unul dintre cei mai buni câmâi din joc. Rodrigo, care mi-a picat dintr-un exchange, de la 100 de milioane l-am dat cu 273 și exchange-ul m-a costat undeva la 80 și am luat 273 pe urmă. Haaland, la fel, care acum e 311, puteam să-l mai țin, dar am zis să-l vând pentru că îmi picase ăla. Are heal to heal, pe mine nu prea mă atrage heal to heal-ul ăla. E destul de înalt. Are stats-uri foarte bune, are un shoot extrem de puternic. Adică când shootează, băiatul ăsta în minge dispare mingea de pe ecran. Un Gino l-a luat de la exchange. Un Aljaber l-a luat la fel de la un exchange. Din Natale la fel. Lengle, Lunin, Shaw, Vober, Bastoni, care 5 milioane și ceva, un jucător de 107, mi se pare super bine. Dele Alli, 103. Mi-am vândut fundașul stânga, pe care l-am avut pe Davis, pe care l-am vândut. Dacă n-aveți un LB, cel mai bun LB. Scoras și William Carvalho. O să dăm auto collect și hai să vedem câți bani am reușit să facem. 1.230.000, mi-a luat 1.500.000 aproape din vânzări. Mi-a luat 143 de milioane taxă. Efectiv mi-a luat un Leo taxă, cum ar veni acum. Sau un Gullit mai degrabă. Dar îi dăm confirm și s-au făcut 2.2 miliarde de bănuți. Acum pot să mă duc pe market, să zic: "Bă, vreau pe ăsta, să-mi fac o echipă puternică." Dar nu vreau asta pentru că nu are sens. Nu are sens să investesc bani. Poate o să cumpărăm pe viitor jucători. De exemplu, hai să vedem cât ar costa să facem un exchange de 112. Dar îmi trebuie 3 jucători de 111, eu nu am nici unul, da? Haideți să vedem cât costă un jucător de 111 și dacă îl găsim cu 60 de milioane, facem unul, da? Selectăm programul Icon și toți. Dăm save și search, da? Ca să ne apară toți aici. Și dăm frumos după, ups, nu așa, după preț. Am dat după preț și numai după preț nu mi-a pus. Hello? Da, 90 de milioane 1, deci nu prea se merită făcut nici măcar 1. Pentru că se face efectiv degeaba. Dacă punem 110 ca să cumpăr 2 de 110 care sunt mai scump decât ăștia cu 100, e aici Fernando Hierro, 73 de milioane, dar nu aș da 73 pentru a face un 111. În orice caz, cam asta este echipa mea. Ăștia-s banii pe care am făcut din bug-ul, care a fost marți, care nu am apucat să profit pentru că aș putut să am și eu acum o echipă full toti, toți, dar n-am avut eu norocul ăla să fiu acolo când a fost băgat update-ul.
dar nu mă afectează pentru că mi-am făcut bănuți, am 2 miliarde, am o echipă bună pe care am tot tras-o în jos momentan, am schimbat pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, am schimbat cam foarte mult pe aici. În orice caz, sper că v-a plăcut, eu am fost Sony și noi ne revedem cu siguranță la un nou clip de sigur, seara, de un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândești. Vizic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândești. Vizic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția.